Bună ziua și bun găsit la Frății Well! Sunt Andreea Frățilă, Frății pentru voi și încep prin a vă mulțumi că ați fost întreaga săptămână alături de noi și bineînțeles că îmi doresc să rămâneți în continuare și asta pentru că v-am pregătit informații utile, cele mai importante știri ale zilei și bineînțeles am pregătit pentru voi o surpriză. Știrile mondene ale săptămânii vor fi aici, Frății află tot, vine puțin la Frății Well și asta pentru că v-am obișnuit cu știrile mondene ale săptămânii și nu puteam să las să treacă o zi de vineri așa fără să vă pun la punct cu cele mai importante știri mondene ale săptămânii. Astăzi vreau să vă spun că în platoul emisiunii vom avea și povești impresionante, motivaționale și încep cu primul meu invitat. Lajos Kristof este tânărul crescut în orfelinatele comuniste, iar el și-a construit o misiune în viață din a ajuta copiii abandonați și pe cei supra-dotați. Lajos Kristof consideră că toți copiii pot ajunge pe cele mai înalte culmele succesului atâta timp cât sunt iubiți, îngrijiți și ghidați. Ei bine, el asta face, ghidează și este singurul român certificat ca fiind expert educațional. Am onoarea să-l am alături de mine astăzi în platou pe Lajos Kristof. Bună ziua și bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Lajos, ești un exemplu pentru mulți oameni și ești un om care inspiră. Întâi vreau să începem prin a-mi povesti cum a fost viața ta și tot ce te-a ghidat în viață și tot ce te-a motivat să ții capul sus și să ajungi la performanțele la care ai ajuns? Da, e o întrebare destul de dificilă pentru mine. Dacă dau timpul înapoi cu 25 de ani în urmă, au fost momente înălțătoare, dar au fost și momente de descurajare. Da, a fost o viață destul de dificilă, ca să zic. O viață plină de surprize, suspans, tristețe, bucurii. Am trecut prin toate stările și am luptat ca să, și am învățat, bineînțeles, să pot să-i ajut și pe alții. Vreau să-mi spui dacă îți mai aduci aminte sau deții informații din momentul în care tu ai ajuns în acel cămin unde sunt copiii abandonați, dacă știi ceva despre părinții tăi, dacă îți mai aduci aminte despre momentele petrecute acolo. Da, a trecut mult timp. Mult timp. Ar trebui să încerc să fac apel la memoria emoțională în primele momente în care mama mea a decis să mă abandoneze într-un spital, apoi să ajung într-un centru de plasament, să fiu în îngrijirea unei instituții care să înlocuiască familia, a fost destul de dificil pentru mine să înțeleg. Apoi mai târziu, undeva pe la 7 ani, am scris mamei o scrisoare în care o anunț cât de fericit sunt că sunt în clasa 1, că am rezultate bune la școală, că îmi place. Răspunsul a venit așa ca un fulger, ca să zic. Ea nu și-a dorit să mă cunoască și nici nu avea de gând să mă caute. Pentru mine a fost, cum să zic, a fost destul de tulburător să aflu. Mai târziu, undeva la 19 ani, aflând povestea mea tot la televizor, bineînțeles, mi-am serbat majoratul și un telefon din partea unei rude m-a anunțat că mama mea există și că am frați și cam rude și că ar fi interesant să vin să îmi cunosc familia. A fost un șoc pentru mine în momentul în care am întâlnit-o. Primul lucru care mi-a venit în gând a fost acela de a-i spune te iert și a încerca să îi arăt nu doar compasiunea, ci umanitatea, dincolo de situațiile prin care am trecut și care încercau să mă dezumanizeze și să mă dezbrace de
toată bucuria umană, a iubirii, am încercat să o ajut să înțeleagă că a greșit și că e important să facă un pas înainte și să fie fericită, să-și trăiască viața. Cred că cel mai important lucru este să ierți și să treci mai departe. Și vreau să te întreb, cum ai reușit să treci peste toate momentele astea care probabil pe orice om l-ar face mai rău, iar eu în ochii tăi citesc doar bunătate și iubire. Cum ai reușit să treci peste abandon, peste poate violența din căminul acela, peste toate lucrurile care în mod normal te-ar fi făcut un om mai rău și totuși ești în fața noastră ca un exemplu pozitiv? Pe mine m-a ajutat foarte mult cartea. M-au ajutat oameni din jurul meu, puțini care au fost, care mi-au dat încredere, mi-au dat aripi, mi-au dat speranță, mi-au dat iubire, mi-au dat înțelepciune și mi-au oferit darul de a lupta și darul de a fi un adevărat supraviețuitor. Pe mine asta m-a încurajat să merg mai departe și să fiu poate printre cei mai buni mentori și să dau mai departe ceea ce am primit eu, lăsând în urmă tot ceea ce am trăit. Și cred că pentru mine a fost o lecție de viață. A fost un adevărat spectacol prin care eu trebuia să trec. A fost adevărat o adevărată un adevărat film de groază prin care trebuia să trec și să înțeleg toate stările, să înțeleg toate lucrurile din viață, pornind de la nașterea unui copil până la suferința unui copil și înălțarea sufletului lui. Cred că lucrurile astea m-au ajutat foarte bine să înțeleg ce înseamnă cu adevărat să crești în echilibrul și să-ți păstrezi acel copil interior astfel încât să nu te rănească nimeni mai târziu. Care este momentul în care ți-ai dat seama că scopul tău în viață este cel de a-i ajuta pe cei care au nevoie și care a fost momentul în care pur și simplu ai zis stop până aici, destul am suferit eu, e momentul ca eu să-i ajut pe cei din jurul meu? Au fost mai multe momente din viață în care am simțit nevoia să mă ridic și să răzbat ca un leu. La 9 ani am descoperit un om foarte interesant, era chiar mama colegului meu de bancă din clasele primare. I-am spus că eu vreau să citesc și vreau să citesc ceva mai mult decât nivelul meu de vârstă. Ea mi-a răspuns, nu cred că o să înțelegi termenii. Nicio problemă, mi-au un dicționar. Aici am, cum să zic, materia mea primă și o să înțeleg și o să ghicesc sufletul fiecărui om. Eram pasionat într-adevăr și sunt pasionat de minți strălucite. Eu consider că toți oamenii au minte sclipitoare. E important să-și deschidă sufletul și să vadă în ei posibilitatea de a lăsa lumina să intre în ei și să trăiască într-un mediu echilibru. Și secretul este să fii bun. Să fii bun și să dăruiești și să oferi necondiționat semenului tău. Apoi, bineînțeles, când am intrat în liceu, am cochetat cu presa scrisă, apoi am lucrat în TV foarte puțin timp, am luat două premii acolo și pe urmă am zis, gata, e timpul să investesc în educație. Apoi, student fiind, am început să lucrez cu copiii, începând de la educator de grădiniță până la profesor și mentor pentru copii cu aptitudine înaltă. Știu că tu ești un expert educațional, ești un mentor. Ce înseamnă să fii mentor și cum îți găsești, cum îți dai seama că un copil este talentat? Da. Mă aflu în postura să spun că nu sunt doar mentor, sunt și managerul și fondatorul unei școli non-profit. E foarte frumos să fii mentor pentru că în fiecare copil găsești copilăria ta. În fiecare copil găsești
acea luminiță de la capătul tunelului pe care ar fi trebuit să o vedem cu toții și să descoperi sclipirea în fiecare copil. De fapt, rețeta succesului în educație este ridicarea stimei de sine, că de fapt cu asta ne ocupăm. Nu există copil prost, nu există copil leneș, nu există copil rău, există copil inteligent, sensibil și armonios. Când ai fondat această școală care îi ajută pe cei nevoiași? Eu am fondat această școală în urmă cu foarte mulți ani. Am avut prima dată, am creat niște programe de weekend, apoi tabere. Abia anul trecut am reușit să concretizez într-o școală, într-o instituție, anul trecut în septembrie. Școala noastră se află în situația de a cere un ajutor disperat pentru oamenii buni, pentru oamenii care pot să ajute cei 30 de copii să-și continue studiile, fiindcă noi nu suntem o școală tradițională, suntem o școală în care e nevoie să ai în echipă psihologi, asistenți sociali, sociologi, arterapeuți, profesori de IT, ai nevoie de foarte mulți oameni, inclusiv de mentori specializați, care să vină în contact cu acești copii și să-i ajute să se înalțe. Vreau să-mi spui cum te pot contacta părinții care vor să-și aducă copiii la tine la școală. Înainte de a spune asta, mai am așa de încheiat preambulul din anterior. Această școală nu este deschisă doar pentru copii cu nevoi financiare sau cu posibilități reduse. Este deschisă pentru toți copiii care pot și au posibilitatea să ajungă la noi. Părinții care doresc să ajungă în școala noastră, să se înscrie, ne pot apela la numărul de telefon 0756355047. Aveți o pagină de Facebook? Sau pe pagina de Facebook Amia Small School. Spune-ne, te rog, ce activități se desfășoară la tine la școală? La noi, la școală, avem vreo 30 de activități. Acum vă dați seama că nu o să le număr, dar principalele activități sunt pregătirea pentru viață, mentorat. Avem consiliere 1-1 și mentorat 1-1 și în grup. Dezvoltare personală, științe experimentale, teatru, coreografie, muzică, științe experimentale și, bineînțeles, că avem și ateliere de tot ce înseamnă comunicare scrisă și audiovizuală, public speaking. Ce planuri ai de viitor? Unde vrei să duci această școală? Această școală vreau să o duc acolo unde cer părinții. În momentul de față, noi avem mai multe solicitări, însă noi fiind o școală non-profit, e foarte greu să pornești motorul și să lansezi avionul în orice parte. Are nevoie de combustibil. Școala noastră are nevoie de foarte, foarte multă susținere. Dorința mea este, în primul rând, să o extind, să găsim o clădire în care să ne putem desfășura, să putem să primim mai mulți copii și, de ce nu, să-i ajutăm pe ceilalți. Un alt proiect este, noi am reușit să scoatem o revistă a copiilor și un CD Ecolinde pe care le-am distribuit în toată țara.
Anul acesta ne propunem să lansăm un album de povești terapeutice pentru copii. Mulțumim tare mult că ne-ai inspirat astăzi și rugăm pe toți cei care simt nevoia să pună inima lor lângă inima ta, să te contacteze și să faceți acolo treabă bună. Doamne pentru ajută, viitor. Doamne ajută, mulțumesc. Mulțumim tare mult. Mulțumim. Mulțumesc. Iar acum, dragii mei, urmează luna august, ne bate la ușă și zic eu că este cea mai importantă lună a verii. Dar oare ce ne pregătesc astrele? Am auzit-o pe aici, pe acolo, că ne pregătesc câteva schimbări, că va fi bine pentru unii în iubire, dar să nu mă îndau eu cu presupusul. Mergem la Oana Timofte, care este expert numerolog. Bună ziua, este cu noi prin Skype. Bună, dragă frate, ce faci? Bine. Faci mai bine, nu te obsesc, well. Foarte, foarte bine. Uite, încerc să le dau oamenilor de acasă starea de bine și mă bucur că ești alături de noi. Spune-ne, draga noastră, ce ne pregătesc astrele? Păi, în primul rând, să povestim celor de acasă că în câteva zile vine fenomenul de lună nouă și ca și remediu benefic pentru ei ar fi foarte util să își pregătească în seara de lună plină sau la 2-3 zile după ce este fenomenul, să-și scrie pe o foaie de hârtie la modul prezent, afirmativ și pozitiv lucrurile pe care nu le mai doresc în viața lor. De exemplu, mă eliberez de vicii, mă eliberez de traume, mă eliberez de nevoia de a critica, mă eliberez de sărăcie, mă eliberez de negativitate. Și tot așa, lista poate continua în funcție de ce ne dorim fiecare în parte să eliberăm și să eliminăm în această perioadă. Pentru că luna plină vine și alungă tot ceea ce nu ne mai este nouă benefic. Important e să știm ce să facem în direcția aceasta, da? Bun, astea sunt sfaturile tale și acum presupun că ne-ai pregătit așa cumva pentru fiecare zodie, zic bine, câteva cuvinte ce ne așteaptă în luna lui august. Așa este. Am să încep în primul rând să spun generalități despre luna august din punct de vedere numerologic, da? Să combinăm astrologia cu numerologia. Luna august, să știți că ne sprijină să ne concretizăm planurile pe care le-am început în luna iulie. În schimb, din păcate, august vine și cu energia furturilor. S-ar putea să experimentăm și să ni se fure anumite drepturi, anumite obiecte, așa că foarte mare grijă. E posibil ca luna august să vină cu frustrarea că mi s-a luat acest drept, mi s-a luat acest lucru la care am sperat foarte mult. De asemenea, luna august vine cu energia care ne sprijină să ne mutăm într-o casă nouă sau să renovăm una din camerele în locuințe în care suntem. Sunt, da? Deci într-o renovare continuă eu. Deci eu sunt pe calea cea bună. Ești pe calea cea bună. În luna august, cu siguranță, lucrurile vor merge mult mai repede, să știi, pentru că e energia care te va sprijini în direcția asta. Să mergem să cumpărăm vopsea, gresie, faianță, că e momentul oportun, da? Da, corect. E momentul oportun și ne susține. Grijă! În schimb că luna august e posibil să ne simțim un pic limitați. Să nu ne lăsăm, să nu ne oprim în momentul în care vine în calea noastră un obstacol. Da? E doar, trebuie să luăm pas cu pas în luna august și să nu ne abatem de la drum la primul obstacol. Bun. Ce ne mai pregătește luna lui august? Ia să vedem. Hai să vedem acum pentru fiecare zodie în parte. Începem, da? Cu berbecul, da? Prima zodie? Da. Așa. Exact. Începem cu berbecul, da? În luna august, prima săptămână pentru berbeci, să știți că este una încărcată, se vor simți mai stresați, mai neînțeleși. Pe 1 august nu vor trece neobservați cei din zodia berbec și își pot crea o oportunități. În schimb, grijă la nervozitate, că este posibil să pierzi aceste oportunități din cauza nervozității. Pe 11 august, încearcă să eviți egoismul, tu, berbecule, pentru că dacă vei avea un comportament mai egoist, cu siguranță vei avea ceva de pierdut. Nu știu, va fi o ceartă în cuplu, va fi o ceartă pe plan profesional. Pe 22 august, spre final de lună, planurile pot fi concretizate.
Iar luna plină, pentru că va fi pe 20 și ceva august, pe la fel va fi luna plină, va veni cu rezultate pe parte financiară. Iar pe 25 august evită să acționezi în direcții importante, pentru că vei înțelege greșit anumite situații și vor fi create confuzii în jurul tău. Voi spune și din punct de vedere numerologic care sunt zilele pentru fiecare zodie în parte benefice pentru dragoste, pentru bani și pentru a acționa pe carieră, da? Zilele benefice pentru berbeci pe partea sentimentală sunt în data de 11, 20 și 31. Pentru carieră acționează într-o zi în ziua de 3, 12 sau 19, iar pentru bani, adică să ne angrenăm în discuții despre bani sau putem primi bani în una din aceste zile, sunt zilele 1, 27 și 28. Hai că sunt norocoși berbeci, eu așa zic. Da, un pic să aibă grijă la egoism și la impulsivitate de la început de săptămână. În rest, eu văd lucruri ok, da? Hai să vedem ce le pregătesc astrele celor din zodia Taur. Hai să vedem cu Taurii, mergem mai departe cu Taurii, da? Uite că am uitat să spun la berbeci. La berbeci în numerologie, ca și corespondent, avem destin 9. La Taur, da, avem destin 6 ca și corespondent în numerologie, da? Pentru Taur, în 2 august, întâlniri cu familia unde se discută lucruri importante. În jurul zilei 10-11 august, să știți că avem dispute pe cuplu. Pe 19 august va fi o negociere, o discuție cu succes, vor fi contracte noi și e posibil să ai parte de un nou loc de muncă. Da? Dacă, pentru acei tauri care își caută un loc de muncă, spre jumătatea lui august e posibil să găsească acest loc de muncă. Da? Pe 23, parteneriate profitabile. Iar pe 26 vine ziua cu niște bani neașteptați. Nu știu, poate ai împrumutat niște bani și îți revin înapoi sau efectiv vei primi o primă. Zilele benefice pentru cei pentru berbei, pentru tau, scuze, pentru cuplu, ziua de 15, 29 și 31, pentru partea financiară, pentru bani, 1, 8 și 30, iar pentru carieră zilele sunt 19, 21 și 28. Hai să vedem ce se întâmplă cu cei din zodia Gemeni. Hai să vedem, mergem mai departe cu Gemenii, da? Care au ca și corespondent în numerologie destinul 2. Da? Pentru Gemeni, acordați mai multă atenție sănătății în perioada asta, pentru că, din păcate, așa cum am zis și la început, dragă frății, 4 vine cu furtul, mi se poate cura și sănătatea, da? Așa că Gemenii, atenționare pentru sănătate. Da? La începutul lunii vor fi dificultăți în a comunica cu cei din jur, pentru că dacă au acea nervozitate extremă, da, la început de lună și vor fi dispute cu cei din jurul lor, așa că mai mult calm. Spre jumătatea lunii avem clarificarea unei situații din familie care crea tensiune, era precum elefant într-o cameră pe care nu-l vedea nimeni, da? Bun! Iar pe final de lună, Gemenii vor primi un răspuns afirmativ cu privire la un proiect pe care doresc să-l demareze de ceva timp în urmă. E foarte important pentru Gemeni să nu neglijeze familia, da? Nu prea își neglijează Gemenii familia, eu așa știu. Ia să vedem ce ne spun astrele pentru ce spunem. Știi că Gemenii au două personalități, așa că... Nu știu eu! Permite să spun și zilele benefice pentru Gemenii. Dacă trebuie să mă grăbesc, să-mi spui ca să sintetizez mai repede. Hai să vedem, un pic așa, dacă putem. Un pic așa, ok. Hai, zile benefice pentru... Ca să avem timp să le cuprindem pe toate, da? Corect. 2 și 24 pentru Gemeni, 2 pentru partea financiară, ziua de 21 și de 14, iar pentru carieră 4, 22 și 28. Perfect. Trecem mai departe la RAC, corespondent tot destinul 2. Vei capta atenția sexului opus la începutul lui august, dragă RAC, dragi raci, așa că dacă ești singur poți crea o relație pe termen lung. Așa că deschide ochii la început de lună pentru că este benefic. Între 3 și 8 august poți obține sprijin în ceea ce privește un proiect la care te gândești de mult, da, pe parte de carieră. La final de lună vor fi probleme la locul de muncă,
Și ai grijă pentru că ai un pic, ești un pic în nervozitate și îți creezi aceste probleme singuri pentru că nu te poți concentra. Zilele benefice pentru rar, pentru iubire 2 și 6, pentru bani 5 și 14, iar pe carieră 11-29. Pentru leu, am să trec mai departe, frății nu te mai lasă Lei, nici. lei, care sunt cei care sunt acum născuți în august, da? În perioada asta, iulie-august. Ia să vedem. E luna lor, într-adevăr, și e destin 1. Leu, destin 1, ce mai? Să nu vrei să, și nu... Cei care nu vor, nu vor obține luna asta ceea ce își pun în cap, da? Ca fapt divers, la început de lună își vor impune punctul de vedere cu agresivitate, pentru că leul vine cu agresivitate, da? Să aibă grijă, să lase agresivitatea deoparte și dacă vor schimba tactica, cu siguranță vor avea de câștigat atât pe plan profesional cât și pe cel personal, da? În jurul datei de 10, 10-15 vor primi pe agenda de lucru mai multe responsabilități, deci să se aștepte la mai mult de muncă la job. Iar spre final de lună văd că lei sunt tentați să investească, da? Dar să aibă grijă la suma pe care o investesc. Să nu se ducă, să nu facă investiții mânați de impuls, da? Să analizeze și riscurile. Ei oricum pentru sunt responsabili, lei sunt responsabili. Sunt responsabili, dar acționează la impuls. Și aici am vrut să-i atenționez, da? Ei acționează la primul impuls și e posibil să investească o sumă care să o piardă din prima, da? Pentru iubire, 25 și 27, pentru bani, ziua benefică, 28, iar pe carieră, ziua benefică pentru leu, este ziua de 19 august. Fecioară, corespondent în numerologie că destinul 5, la început de lună observ niște lipsuri financiare, da? Fecioarele au cheltuit mai mult dacă au fost în concediu, da? Au cheltuit bani în concediu în luna iulie și în luna august încep un pic cu lipsuri financiare, dar nu e problemă că fecioarele tot timpul se descurcă. Sunt foarte harnice și știu să se organizeze și cu siguranță nu vor fi probleme atât de mari. Între 18 și 19 august avem discuții contradictorii cu cineva mai în vârstă, deci să aibă grijă fecioarele, da? Și pentru că ele sunt mai justițiare. Și spre final de lună văd că se caută noi metode de a-și crește veniturile, da? Pentru a returna o sumă de bani împrumutate. Deci e posibil ca la început de lună să împrumutăm o sumă și ulterior să o returnăm la final de lună. Zilele benefice pentru fecioare, pentru iubire, ziua de 14 și de 23, pentru bani, ziua de 18 și 28, iar pentru carieră, 16-30. Oricum, din câte știu eu, fecioarele sunt puțin zgârcite, da? Sunt zgârcite? Eu așa cred. Puțin. Dacă sunt mai calculate, nu înseamnă că sunt zgârcite. Înțelegi? Bine, bine. Cum spui tu? Sunt mai calculate, să știi. Dar fecioarele, când dăruiesc când 100%. Ia să vedem ce ne spui despre cei din Zodia Balanță. Pentru balanță, da. Balanțele să aibă grijă în data de 15 august, pentru că vor avea o problemă de mobilitate, da. Așa cum ți-am spus și mai devreme, pe plan general, luna august vine și cu anumite probleme pe sănătate, în special pe mobilitate. Ei, luna aceasta, balanțele sunt aspectate pe această direcție. Vor fi unele discuții în familie, din păcate, pentru balanță luna august, dar se vor tempera spre final de lună, da? Deci balanțele să aibă grijă luna aceasta la mobilitate, da? Să se odihnească și să aibă grijă de încheieturile și de mobilitatea lor, da? Zilele benefice pentru iubire, pentru balanță, 26 august, pentru bani, ziua de 5 și de 15, iar pentru carieră, ziua de 16. Așa, hai să vedem ce ne rezervă astrele pentru cei care sunt în Scorpion. Pentru cei născuți în zodia Scorpion, care avem ca și corespondent destinul numărul 9, să aibă grijă la început de lună, pentru că pe plan profesional ți se va să aibă grijă în mod pozitiv, da? Să deschidă ochii, pentru că le vor veni oportunități pe plan profesional, da? Bine, e posibil practic să li se oferă o nouă poziție spre progres sau dimpotrivă să li se ia poziția
bună pe care o au acum și să fie un regres, da? Important e să deschidem ochii, da? Și dacă va fi una benefică, să o îmbrățișem, da? Pe final de lună, să aibă grijă scorpionii la sistemul imunitar, e posibil să se confrunte cu anumite amețeli, da? Și e foarte, foarte important să nu ignore aceste simptome, pentru că nu vor pleca de la sine, vor trebui să meargă la doctor. Zilele benefici pentru iubire, pentru scorpion, avem ziua 27, pentru bani 3, 6, 9 și 18, iar pe carieră ziua de 12, 15 și 19. Fiți atenți, dragi scorpioni, ca să vedeți dacă luați așa de mână noua poziție benefică vouă, da? Pentru vărsător. Vărsător? Aici... Nu era săgetător după scorpion? A, săgetător, da. Hai pentru săgetător e foarte, foarte important să aveți grijă la cuplu voi în perioada aceasta, da? Pentru că sunt anumite dispute în cuplu, partenerul nu se mai simte, cum să spunem, nu se mai simte în doi, se simte singur și trebuie să acordați atenție cuplului. E foarte important spre jumătatea lunii august, da? E foarte important să evitați acele episoade tensionate în cuplu și să scoateți iubitul, iubita la o plimbare, da? Zilele benefice pentru iubire, pentru săgetător sunt ziua de 16, pentru bani ziua de 24, iar pentru carieră ziua de 29. Hai, zim la Capricorn repede, că eu sunt Capricorn și tare aș vrea să știu cum o să fie luna asta pentru mine. La Capricorn trebuie mai multă calmitate, pentru că este o foarte mare tensiune nervoasă, da? E foarte... E oboseală. Din păcate, tu trebuie să te odihnești în luna august, dragă frății. E nevoie să fii mai calmă, pentru că vine cu agitație luna plină și continuă pentru luna august. Dar ai noroc spre final de lună, spre finalul lunii august. Vei avea noroc, vei avea un context în urma căruia vei putea profita. Așa că deschide ochii spre finalul lunii viitoare, după 20-20 și ceva ale lunii, da? Cu iubirea? Cu iubirea e grijă la început de lună, da? Cu iubirea la început de lună, deschide ochii, dar vezi că tu ești foarte pretențioasă. Capricornii, în general, sunt foarte pretențioși când vine vorba de iubire, da? Tu te uiți mai întâi la ambalaj și după aia la conținut, da? E foarte important pentru tine ambalajul. Așa că lasă un pic superficialitatea deoparte și uită-te, conectează-te mai întâi la nivel emoțional cu persoana respectivă și vei descoperi lucruri noi, să știi. Bine, bine, promit. Hai să vedem și cu vă. Zim. Pentru iubire e în ca și zi, luna 18, scuze, ziua 18, pentru bani ziua 15, iar pe carieră ziua 26. Hai și cu vărsător să vedem. Vărsător. Vărsătorii, din păcate, la început de lună nu au concentrare eficientă la muncă și e posibil să aibă repercusiuni din acest punct de vedere. Va fi o oboseală acumulată și la vărsător, iar la jumătatea lunii vărsătorii pot experimenta chiar și despărțire în cuplu. Așa că aveți grijă, da? Aveți grijă pentru că nu e ok acolo. Dureri de spate, din păcate, la vărsător și tensiune musculară. Zilele benefice pentru dragoste, pentru iubire, pentru vărsător sunt 17 și 22. Pentru bani este ziua de 13, iar pe carieră ziua de 28. Așa că grijă la cât de hotărât sunteți să vă despărțiți luna aceasta, da? Și ultimii, da, dar nu cei din urmă, pești. Hai să vedem ce le rezervă astrele. Peștii sunt cei visători, da? Cei care visează tot timpul, cei cu capul nori. Să aibă grijă, cei care au un job vor avea parte de reputație benefică, da? Li se vor valida și li se vor aduce laude pentru munca prestată. Cei care sunt în căutarea unui loc de muncă, să știți că vor avea reușită în această direcție. Să aibă grijă la alergii cei cu pești, pentru că luna august pe direcția lor vor veni aceste alergii de piele și tensiune arterială, da? Aveți grijă cu
acolo la cei care au, sunt într-un cuplu, pentru că e posibil ca unul dintre parteneri să tranziteze o aventură, da? La iubire, ziua benefică, zilele benefice sunt zilele 1 și 8, da? Pentru bani, 25 și 27, iar pe carieră, ziua de 29. Mulțumim tare mult, Oana, ne-am luat notițe, am scris acolo care sunt zilele noastre norocoase și te așteptăm în curând din nou aici alături de noi. Da, cu tot dragul, data viitoare cu siguranță voi veni în platou. Te așteptăm cu mare drag. Iar eu astăzi am schimbat puțin nuanța rujului meu. Nu știu dacă Mirelei Vescan i-ar fi plăcut, dar fiți atenți, v-am pregătit un material în care Mirela Vescan ne vorbește despre rujuri. Bună, eu sunt Mirela. Și eu sunt Ea și împreună suntem MIT. Mireluș, avem o grămadă de rujuri pe masă. Vreau și eu să știu dacă îmi doresc un ruj, trebuie să le cumpăr pe toate, le încerc pe toate și pe urmă ce fac? Nu. Trebuie să te gândești ce anume vrei să scoți în evidență, da? Nuanța pielii, nuanța ochilor sau poate amândouă. Să zicem că aș vrea să folosesc acest ruj. Această nuanță este foarte bună pentru persoanele care au un iris pigment verde. Asta înseamnă un ochi căprui verzui, albastru verzui, verzui auriu verde, da? Va accentua foarte mult verdele din iris. Și, ce să zic, poate fi folosit și ca eyeliner și ca mascara, ai ales o nuanță bună. Este altceva. Exact rușul pe care l-ai folosit în machiajul meu astăzi. Însă, da, merge foarte bine pe o piele ușor bronzată. Pentru că dacă pielea nu e atât de bronzată, ne ducem către o nuanță un pic mai vie, ca să fie un contrast și mai frumos și pielea să aibă și o rezonanță. Mireluș, dar mie astea două îmi par la fel. Nu, nu la fel. Cum le deosebesc? Acesta este mai închis și mai țidefat, ăsta este mai deschis, mai intens un pic și mat. Și ce se întâmplă cu buzele când pui o nuanță țidefată și o nuanță mată? Cu buzele nu se întâmplă nimic fizic, ele arată doar mai bine. Am înțeles. Hai să mai facem o încercare. Uite, o să aleg nuanțele astea de nude. An de zile nu am înțeles de ce mi-aș pune o nuanță nude pe buze atâta vreme cât buzele nu ies în evidență ca și cum ar fi fost machiate. Cu timpul am învățat că buzele machiate cu nuanțe nude sunt misterioase. Asta e cuvântul tău. Rujul nude a fost impus întotdeauna de tendințe. A fost folosit de anumite staruri și lor le-a stat foarte bine. Cine dorește un ruj nude trebuie întâi să-l încerce. Da? Poate să arate foarte bine dacă buzele sunt conturate corect. Mie mi se par geniale. Practic, nuanța de ruj nud avantajează orice tip de piele și orice nuanță a irisului și nudurile ca ruj au mai multe nuanțe. Unele sunt virate spre roz, unele sunt virate spre bej, spre caisă, unele sunt mai țidefate. Dar oricum, paleta, spectrul, da, este destul de larg. Pentru că e vorba că rujurile astea sunt un pic foarte ușor, foarte puțin silențioase, dar nu sunt atât de prezente ca, nu știu, un ruj roșu. Ia uite, da? Un ruj roșu îl vedem, e prezent, dar mitul este că îl putem pune și dacă, pe buze, chiar dacă avem un smokey eyes realizat cu negru. Nu avem timp să acoperim toate nuanțele de rujuri într-un singur mit, dar vreau să-ți arăt că m-am hotărât să folosesc acest ruj sub formă de eyeliner. Uite cât este de discret, cât este de frumos, nu se ia absolut deloc. De-abia aștept să-l încerc. Suntem Mirela și Tea și împreună suntem MIT. Și trebuie să avem grijă de noi, pentru că asta înseamnă că atunci când avem grijă de noi, avem grijă și de cei din jurul nostru. La revedere! Următoarea mea invitată a lucrat foarte mulți ani în mass media, iar la un moment dat și-a dat seama că este timpul să se reprofileze și a ales modelingul pentru copii. Are 14 licențe naționale pentru concursurile de copii, iar copiii care fac parte din echipa ei sunt doar copii extrem de talentați și recunoscuți la nivel internațional. Am onoarea să o am astăzi alături de mine pe Cătălina Buzun Răfăilă, care nu este singură, ci este alături de două superbe fete. Da? Avem Paula Bot și Maria Caterina, nu pot să spun tot numele, iartă-mă, trebuie să ți-l spui tu. Maria Caterina Imperiale de Principii de Francavila. Dumnezeule mare, așa te strigă la catalog? Nu, mai pe scurt mă strigă Maria Caterina. Maria Caterina și la nume de familie de unde începe?
Familia tatălui meu a fost o familie extrem de importantă în Italia. Și de acolo începe totul. Toată. Deci am onoarea să am o prințesă aici, da? Da. Bine, o prințesă în mod oficial, dar în mod neoficial avem trei prințese pentru că toate trei sunteți superbe, da? Mulțumim frumos! Mulțumim! Bine ați venit, bine ai venit Paula, bine ai venit Cătălina și vreau să vorbim despre cum ai ajuns în momentul în care ai zis stop, nu mai vreau mass media, ci vreau să mă apuc de altceva în viața mea. În primul rând îți mulțumim pentru invitație, este foarte plăcut să fim iarăși aici în platoul vostru. Despre începuturile noastre am tot povestit. Eu, într-adevăr, vin cu un puternic background în presă și în mass media, ca redactor șef la mai multe reviste și producător de televiziune. La un moment dat, când fetița mea avea 6 ani și și-a dorit foarte, foarte tare să înceapă o carieră ca model, a trebuit să mă implic. Și atunci am venit din spate cu tot know-how-ul, pentru că eu aveam și reviste pe care le conduceam de modă, de fashion, de lifestyle feminin. Și atunci am început să mă implic puternic în latura aceasta, așadar cumva datorită Sarei. Ni se datorează tot succesul național și internațional, pentru că ea a fost o deschizătoare de drumuri. Spune-ne, te rog, ce pot învăța copiii talentați care vin la tine la cursuri, la tine la școală? Învăț o mulțime de lucruri. Aș începe prin cursurile pe care noi le desfășurăm, care durează 4 săptămâni doar, dar în care au module de mass media și de social media, unde desigur că eu predau, da? Apoi teatru și artele spectacolului cu Nuria Nuri, unde fetițele mai timide, mai timorate învață să se exprime, da? Și să se exprime artistic, prin artă. Au tot felul de exerciții de dicție, de mimică, de gestică, de bune maniere, da? Pentru că e foarte important. Urmează cursul cu Andreea Costache. Andreea Costache însă și-a fost una din cursantele noastre când avea 12 ani, iar acum ea predă copiilor, are aproape 18 ani și predă copiilor modeling, postură, catwalk, miss și mister și așa mai departe. Iar ultimul curs pe care noi îl facem este cel de fotomodeling, pentru că știe toată lumea, la un moment dat trebuie să decidă fiecare model în ce latură își dorește să meargă mai departe. Fie că e cea de catwalk, fie că e cea de foto. Avem... Și în afară de chestia asta învăț o mulțime de lucruri bune pentru ei ca și copii, ca și viitori adulți, da? Uite, de exemplu, astăzi sunt extrem de mândră de ele și nu pentru că ar fi câștigat marile premii la un concurs în Turcia, ci pentru că au dat dovadă de prietenie, da? Uite, am avut o situație, Maria Caterina și-a uitat acasă coroana și eșarfa, iar Paula, din proprie inițiativă, a spus, ia tu coroana mea, voi păstra eu eșarfa. Wow. Mai mândră decât atât n-aș putea să fiu de... niciun premiu, înțelegi? Cea mai frumoasă mine... lecție pe care o poți exact. Primi. Exact. Da. Lecție de bunătate, de modestie, de prietenie. Pentru mine contează mai mult decât oricare titlu. Haideți să vorbim despre faptul că ele tocmai au câștigat niște premii și începem cu Paula. Paula, vreau să-mi spui ce premiu ai câștigat? Păi, după cum se vede și pe eșarfă, am câștigat Grand Prix Talent, adică am luat cel mai mare premiu la categoria de talent, adică acolo, chiar dacă a fost un concurs de modeling, a inclus și o probă de talent, unde copiii și-au arătat abilitățile, ca să spun așa. Eu una am cântat. Am cântat Simply the Best și la prima probă, adică prima dată când am avut proba de talent, am avut puține emoții, dar m-am descurcat, pentru că când intru pe scenă mă obișnuiesc cu scena și cu, cum să zic, mediul acolo. Și îmi revin în fire, ca să zic așa. Iar în finală, când a fost gala, unde s-au dat și premiile, n-am avut nicio emoție, vreau să spun. Am intrat pe scenă cu curaj și cu fericire pentru faptul că mi se acordă oportunitatea să pot să le arăt oamenilor ce pot eu să fac. Uite, chiar avem acum în imagini câteva secvențe din momentul tău. Ia să ascultăm și noi puțin.
M-am convins, you're simply the best. Mulțumesc mult. Mulțumim. Felicitări, felicitări. Iar acum vreau să vorbesc cu Maria și vreau să-mi spui tu ce premiu ai câștigat. Eu am câștigat titlul Grand Prix Suprem. Cel mai mare titlu al competiției. Practic ea a fost câștigătoarea competiției, da, de modeling. Ce presupune? Adică ce anume aturi a avut pentru a câștiga acest titlu? A avut mai multe probe. Maria, te las să povestești. Am avut proba rock and roll. Am avut red and white. Ținută roșu și alb, da, cu tematica steagului Turciei. Wow! Ai vrut să impresionezi, da? Da. Am avut și rochea de seară, care este rochea pe care ea o poartă acum. Superbă! Cu care a și câștigat coroana superbă. Vreau să-mi spui dacă te-ai machiat singurică. Acum? Da. Nu. Ah, credeam că ești talentată și în ale machiajului, că deja oricum ești multitalentată. Vreau să vă întreb dacă este greu să fii pe o astfel de scenă și dacă pregătirea din spate este una, presupun eu, foarte, foarte complexă, da? O să iau eu inițiativa și o să spun că ele se pregătesc pentru astfel de concursuri de 3-4 ani. Paula a venit acum 4 ani la noi în agenție, iar Maria acum 3 ani. Deși au fost implicate în tot felul de fashion week-uri și de evenimente, Londra, Paris, Milano, New York, Miami, Moscova, San Petersburg și așa mai departe, nu sunt doar niște destinații de vacanță pentru ele, sunt locurile unde ele își desfășoară activitatea. Da? Între timp au mai fost și alte competiții, naționale și internaționale, dar chestia asta a necesitat ani de pregătire, da? Pentru că ele asta fac în continuu, se pregătesc. Fiecare eveniment pe care noi îl organizăm, fie că e în România, fie că este în străinătate, este doar cu ideea de a strânge cât mai multă experiență, de a acumula experiență. De cele mai multe ori sunt experiențe plăcute, mai ales în străinătate, pentru că ele chiar merg cu un bagaj bogat, bogat de cunoștințe, da? Știi cum e? Mergând peste tot, văzând peste tot în lumea asta același lucru, doar că e vorba de designer diferiți, de stage manager diferiți, de coregraf diferiți, având oportunitatea să lucrez cu atâția oameni și la vârste fragede, deci 12 și 14 ani, da? Normal că acumulez la un moment dat un bagaj impresionant de cunoștințe și iată, acestea sunt rezultatele, pe bună dreptate, pe merite. Apropo de cunoștințe, vreau să-mi spuneți dacă este greu să țineți ritmul cu talentul, dar și cu școala, da? Pentru că, din câte am auzit, aveți și rezultate foarte bune la școală. Da, este adevărat. Este un pic dificil pentru faptul că câteodată fashion week-urile din timpul anului se suprapun cu școala. Ei, atunci se găsește o soluție pentru mine, cel puțin, și pentru Maria la fel. Ne luăm cărțile și caietele și cerem colegilor ce au scris în ora respectivă, de exemplu, astfel încât să poată recupera ceea ce au pierdut. Bine, uite, pe noi, de exemplu, ne-a avantajat perioada pandemiei, pentru că au putut face orele online de oriunde am fi fost. Paula era la Dubai, seara avea show și ziua învăța, ziua își făcea lecțiile pentru școală. Deci pentru noi a fost un avantaj. Pe de altă parte, suntem tot timpul, dar absolut tot timpul, cu cărți, caiete și alte rechizite cele sunt necesare. Sunteți extrem de talentate, extrem de frumoase și îmi dau seama că vă este ușor de multe ori sau greu de cele mai multe ori. Mulțumim tare mult! Iar acum eu sunt convinsă că dimineața toate avem o problemă cu părul, așadar v-am pregătit un material în care să ne facem părul repede așa dimineața. De obicei, dimineața sunt pe fugă. Dacă la machiaj și la alesul hainelor nu am neapărat probleme, părul îmi dă bătăi de cap. După multe încercări, am descoperit 3 stiluri de împletituri care se realizează repede. Prima coafură este o coadă de cal cu două codițe împletite în lateral. Primul pas este să îmi descurc părul, bineînțeles, după care o să izolez partea frontală de păr și am să lucrez cu lateralele. Apoi, atât în partea dreaptă, cât și în partea stângă, o să fac câte o codiță împletită spic.
să fac acum este să eliberez partea de sus a părului și să prind totul într-o coadă mai sus sau mai jos, cum vreți voi. Eu o să plasez codița undeva la mijloc. Ultima chestie pe care o mai fac acum este să îndepărtez elasticul micuț de la codițele împletite și să le despletez până la baza cozii. Este cel pe care îl port cel mai des, mai ales în ziua în care urmează să-mi spăl părul. L-am făcut atât de des încât nu mi-a mai mult de 3-5 minute să-l realizez. Înainte de toate, descurc părul. Apoi, secționez o bucată relativ măricică de păr pe care urmează să o împletesc și ce ne rămâne, prind într-o coadă temporar cât să nu mă deranjeze. Tot părul rămas îl voi da pe o parte, oricare, n-are importanță, și voi începe să-mi plătesc. Atenție, o coadă spig neapărat, altfel nu o să arate ca o bentită prinsă bine de cap. Ce înseamnă o coadă spic? Voi lua 3 fâșii de păr și voi începe să le împletesc exact ca o codiță normală, dar la fiecare, de fiecare dată când dau o șuviță peste cealaltă, am grijă să mai iau încă o secțiune micuță de păr și tot așa. Să fac este să-mi desfac părul prins în coadă, pentru că în primul rând vreau să văd cum arată, dar și pentru că restul codiței o să vină undeva pe sub păr. Și vedeți că am dat la o parte o bucățică mică de păr și acum încep să continui spicul luând fâșii din spate. După care o să o leg la un capăt cu un elastic mic și apoi încep să-l aranjez. Ei, ăsta este un look pe care îl făceam foarte, foarte des în perioada în care îmi purtam părul cu cărare pe mijloc. Același lucru facem și acum. Împărțim părul în două și atât în stânga cât și în dreapta o să facem două codițe spic, dar un spic mult mai lejer, nu ca data trecută, și le vom direcționa către spate. Păstrați lucrul și așa, cu două codițe simple, fără să mai continuați ceea ce eu am să fac mai departe. Întâi de toate vreau să mai relaxez puțin codițele și ce fac este să trag foarte, foarte, foarte ușor de fiecare buclă în parte. Să dau impresia de coroniță naturală din împletituri și tot ce fac este să împreunez aceste două codițe printr-un nod clasic și voi încerca să maschez capetele codițelor folosind agrafe. Sper că aceste 3 idei de coafuri vă vor scoate din impas dimineața. Și până la viitoare, nu uitați că puteți să urmăriți pe Facebook, blog, Instagram și să-mi puneți întrebări pe Ask FM. Pa, pa! Mulțumim, Denisa, pentru recomandări. Iar acum noi mergem în platoul știrilor, acolo unde Iulia Bălușă ne-a pregătit cele mai importante știri ale zilei. Iulia, am auzit că ai niște recomandări pentru mine de weekend. Bună, Andreea! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Într-adevăr, ne pregătim pentru weekend, așa că vă invităm în lumea basmelor. Povestea Calendarului este un parc de distracții inedit din județul Sibiu și este locul unde vă puteți simți exact ca în povești. Și vină și cu vești, restricții pentru persoanele nevaccinate. Românii ar putea să meargă în curând la mall în weekend, numai dacă sunt vaccinați. Iar la final vă spun care sunt țările în care puteți călători și de ce
aveți nevoie ca să nu stați în carantină, dar mai multe imediat în jurnal. Mulțumim, Iulia! Acum urmează o scurtă pauză și revenim cu știrile pe larg.